Bună, dragilor, și bine ați venit la o filmare mai specială. Pentru acest portal de care vorbește toată lumea, data de 22 februarie, să știți că este o dată magică și, adevărat, este un moment foarte special pentru omenire, în general vorbind. Discutăm despre un moment de cotitură, i-aș spune eu, de un moment în care ne schimbăm cu toții Ideile, emoțiile, tot ce ține de informație, de emoție, să știți că o să cunoască o altă dimensiune. Nu vă imaginați acum că o să vedem totul 6D, 7D sau mai știu eu ce, deci, deși orice este posibil. În schimb, emoțional vorbind, lucrurile să știți că se schimbă, iar energetic eu cel puțin simt că lucrurile vor fi extrem de luminoase după această dată pentru toată lumea chiar dacă aparent posibil lucrurile să pară ca un blocaj, posibil să pară total ciudate, posibil să pară o altă realitate, o altă normalitate, dar repet, nu vă imaginați acum că o să vedem dragoni cu ochii fizici sau mai știu eu ce. Bine, repet, orice este posibil, chiar voiam să vă spun faptul că am ales aici mai multe cărți da, din mai multe pachete. Avem 22, da? Marea Preoteasă, Marea Preoteasă, Nebunul, 02, luna a doua, Marea Preoteasă, apoi 2022, Marea Preoteasă, Nebunul, Marea Preoteasă și Marea Preoteasă. Cred că așa a făcut Universul încât să nu reușesc eu să-mi scot acea, mă rog, acel cartonaj de care vă vorbeam eu cu anul 2022 cu Marea Preoteasă, Nebunul, Marea Preoteasă, Marea Preoteasă, pentru că după cum vedeți, în anumite seturi de tarot, marea preotasă este reprezentată puțin diferit, iar, spre exemplu, în acest tarot, care se numește TV Series, cred, deci este ceva mai reactualizat, mai în lumea noastră, aici vedeți că este reprezentată o vrăjitoare, ca să spun așa. E adevărat, simbolurile sunt cam la fel, da? se află între două turnuri foarte mari, luna este în creștere, deci cunoașterea crește. Este o femeie reprezentată. Și poate e un moment mai mai special, adică fiecare o să simtă lucrurile diferit, pentru că avem emoții diferite, cu toții avem informații diferite, cu toate că la nivel colectiv ideea principală e aceeași, dar fiecare om percepe lucrurile diferit. Și asta e normal să fie așa. Cum a fost și cu situația care s-a strâns în 2020. Pentru unii a fost ca o binecuvântare, pentru alții a fost destul de ciudat, ca să spun așa, și poate nu a fost foarte plăcut. Bun, în primul rând o să mai discutăm puțin despre acest portal care da, este ceva cu totul și cu totul special, iar apoi să știți că voi face trei citiri de tarot da, în trei variante. O să vă rog să vă alegeți o, un cristal de aici, cristalul MOV numărul 1, cristalul albastru numărul 2 și cristalul gri sau auriu, nu știu cum îl vedeți voi, numărul 3. Dar până atunci chiar vă rog să ascultați partea aceasta de început, pentru că eu tot am evitat să vorbesc și despre acest portal și despre anul 2022, pentru că nu e totul chiar atât de roz și frumos pe cum, pe se prezintă prin alte părți. E adevărat, are și părțile lui mai puțin pozitive, dar eu chiar cred cu tărie că este un an în care se cere să ne echilibrăm din punct de vedere emoțional și mi se pare foarte, foarte important să ne controlăm emoțiile. Pentru că e adevărat, pentru unii dintre noi o să fie un an absolut superb, minunat, cu floricele pe câmpii, însă, din păcate, pentru alții, cel puțin pentru cei care nu dețin niciun fel de cunoaștere. Pentru persoanele care în general sunt ignorante, nu dețin informații și care sunt extrem de ancorate în tot ce înseamnă realitate, în tot ce înseamnă lucruri vechi, ei acolo lucrurile să știți că nu mai funcționează chiar atât de bine. Acolo lucrurile chiar e posibil să fie resimțite puțin mai ciudat, da puțin mai intens. Se cere să vedem lucrurile în acest an, să știți și din punct de vedere științific și din punct de vedere ezoteric sau spiritual, cum vreți voi să spuneți, deci și ezoteric și exoteric. Deci lucrurile se vor văzute din ambele puncte de vedere în acest an. Uh, mai mult decât atât, să știți că o să fie o perioadă din viața fiecăruia cu senzații foarte, foarte tari și chiar această săptămână din luna februarie, adică, mă rog, nu chiar o săptămână, de pe 20 până pe 28 februarie, Cam 8-9 zile, Hăf, e ceva extrem de intens. Poți fi o perioadă foarte, foarte intensă pentru omenire și pentru noi în general, chiar cea mai intensă perioadă din anul 2022 și, din punctul meu de vedere, e o perioadă extrem de intensă în care se vor lua decizii foarte, foarte importante, la nivel înalt, la nivel de conștiință, la nivel de planetă, cum vreți voi și viața noastră personală, dar discutăm la nivel înalt pentru că. Aceste decizii sau aceste lucruri care se vor întâmpla, poate aparent banale, poate momentan nu sunt mediatizate, dar vom afla că în această perioadă se vor petrece anumite lucruri care vor avea un impact extrem de mare asupra acestui mileniu în care suntem noi. Și așa cum vă mai spuneam eu, este așa ca un simbol pentru ceea ce probabil o să trăiască, nu știu, copiii copiilor noștri sau poate și noi, știu eu, nu știu acum cum o să evolueze tehnologia sau alte lucruri sau cum ne vom dezvolta noi, pentru că înainte oamenii trăiau sute de ani și nu aveau tehnologia pe care o avem noi, nu aveau confortul pe care îl avem noi, așa că n-am na, de unde să știu acest aspect. Uh, în 2222, acolo sunt 4 de 2, Acolo discutăm despre uh, un an cine o să trăiască da, și care o să fie acolo, o să fie un an extrem de profund și un an chiar simbolic cu evenimente uh, de destin, aș putea să spun pentru omenire, dacă o să mai trăiască omenirea până atunci, că sincer eu sunt ușor în dubii din acest punct de vedere sau cel puțin așa cum este astăzi, nu prea mai văd să fie. Bun, revenind la acest portal, poate nu e întâmplător că fac acum această filmare și despre 2022. Chiar poate nu este întâmplător acest aspect, să știți că filmarea este valabilă oricând în anul 2022 cu aceste trei variante de răspuns. Poate așa a fost să fie să filmez în această săptămână, cea mai importantă din an, și culmea chiar acum filmez pe 20 februarie. Deci, prima zi din această perioadă. e foarte intensă, știți. Dacă știm să ne controlăm emoțiile, repet, și dacă înțelegem fenomenele dincolo de ceea ce par, dincolo de ceea ce par, le înțelegem, le analizăm în tăcere, creștem din punct de vedere informațional, spiritual, acum mă refer neapărat strict pe zona spirituală, Poate să reprezinte și o cunoaștere reală. Știu eu, matematică, informatică, medicină sau, nu știu, un domeniu da, care este real, care este fix. Dar, oricum ar fi, repet, discutăm despre o, o combinare între două extreme în acest an. Cum vedeți aici, marea preoteasă, haideți că o să iau această carte, că poate sunteți mult mai obișnuiți și până la urmă asta este baza considerată de către unii în tarot. Da, marea preoteasă stă între două coloane, una albă, una neagră, ea înțelege și partea pozitivă și partea negativă a lucrurilor și femininul și masculinul. Marea preoteasă înțelege și. Cum anume stau uh, lucrurile. Și iarăși să știți că aici aveți avem niște rodii care sunt simbolul uh, sexualității iarăși Deci e un an cu senzații tari să știți și un an cu dualități, un an când o să fie una caldă, una rece. Un an în care, repet, dacă nu ne controlăm emoțiile și dacă nu găsim un echilibru în viața noastră să înțelegem și partea pozitivă și partea negativă a lucrurilor. Și să încercăm să nu judecăm. Dacă nu înțelegem acest lucru, din păcate, în 2023 o să fie vai și amar de toată lumea. 2020, din punctul meu de vedere, a fost uh, finuț, da? A fost finuț. De asta spun, de asta tot evitam, eu să fac filmarea și mai am câteva lucruri să vă spun. Pentru că unii vor înțelege, alții nu vor înțelege. Și mă refer că e un an în care trebuie să înțelegem foarte, foarte intens ideea aceasta de echilibru între muncă și odihnă. Între iubire erotică a, și iubire emoțională, de altă natură, mai pură. Uh, nu e un an în care. Uh, Trebuie să ne axăm doar pe un anumit lucru e un an în care trebuie să învățăm să ne echilibrăm noi cu noi. Să cunoaștem lucrurile este un an al cunoașterii. Toată lumea are o sete fantastică de cunoaștere. Asta este foarte, foarte bine, pentru că asta este uh, intuiția noastră care ne îndreaptă spre a învăța spre a ne dezvolta pe noi și asta este foarte important, pentru că repet, dacă anul acesta învățăm uh, teoria, cum s-ar spune, anul ăsta este un an în care trebuie să învățăm teoria, iar la anul vine examenul. La anul să știți că energia generală o să fie faetonul. și știu că na, mai e până la anul, depinde când vă uitați voi la filmare, dar oricum ar fi, din punctul meu de vedere, anul viitor eu nu-l văd ok, nici din punct de vedere energetic, dacă vreți. Cel puțin anul acesta, de prin luna octombrie încolo, să știți că lucrurile vor începe să meargă într-o direcție așa mai acerbă, mai ciudată. Și e interesant că m-am uitat și din punct de vedere astrologic și da, și acolo da, se anunță o perioadă mai agitată începând cu luna octombrie din anul 2022. Știu că suntem acum în februarie, probabil unii vă uitați acum la mine, dar repet, această filmare este valabilă pentru tot anul 2022. Tot am evitat să fac filmarea pentru că v-am spus, este un an extrem de profund și este un an în care trebuie să privim lucrurile și dintr-o altă perspectivă. Mai ales cei care până acum au muncit de. nu și-au văzut capul de viața personală, n-au avut timp să se ocupe de viața lor personală sau au exagerat pe un anumit domeniu sau dintr-un anumit punct de vedere, ei acum vine. Un an în care dacă nu înțelegem de bună voie și nesiliți de nimeni că e cazul să mai luăm și o pauză, e cazul să găsim un echilibru. Eu acum dau un exemplu cu munca și cu odihna, dar e valabil pentru orice domeniu de viață. Atunci vine spânzuratul și spânzuratul reprezintă un blocaj, un sacrificiu. Are niște conotații și mai puțin pozitive, dar are și conotații chiar foarte benefice și anume că cei care înțeleg acest echilibru pur și simplu văd ca o binecuvântare această pauză, cum ar fi ei singur pauză când vezi că nu mai poți, nu stai acolo până ajungi la spital, da? până îți cedează organismul, pentru că sunt și astfel de cazuri. Dacă înțelegem de bună voie și ne de nimeni să găsim un echilibru în viața noastră, o să vedem totul ca pe o binecuvântare și o să înțelegem că uite ce frumoasă e viața și din perspectiva cealaltă, Uite cât e de frumos să iau și o pauză, să, să admir păsările, să admir cum bate vântul, să admir cum răsare soarele, să mă bucur de un ceai, să mă bucur de lucrurile frumoase pe care le am în jur. Și iarăși să știți că este um, un an în care emoțiile sunt extrem de intense și în care lucrurile se pot materializa mult mai rapid decât în alți ani. Așa că mare atenție pe emoții, de asta tot vorbesc eu. Faptul că e bine să găsim un echilibru pentru că de aici echilibrăm și emoțiile, echilibrăm și mintea și ne echilibrăm și viața. Așa cum spuneam cu sponsoratul, deci de asta eu tot evitam, pentru că pentru cei care nu înțeleg anumite aspecte o să fie mai, mai puțin plăcut, ca să nu fac acum previziuni apocaliptice. În schimb, pentru cei care înțeleg această idee de echilibru și de a încerca să privească lumea dintr-un alt punct de vedere, pentru că, vedeți, spânzuratul stă cu capul în jos. El cu siguranță are altă imagine asupra realității. El vede niște lucruri pe care noi nu le vedem. Și poate despre asta e vorba în 2022, să încercăm să vedem lucrurile și dintr-o altă perspectivă. Mai ales, mai ales în această dată de 22-2022. Acum, poate nu se întâmple lucruri fantastice în viața fiecăruia dintre noi, dar un moment de conștientizare cu siguranță îl vom avea cu toții sau. Un eveniment care o să se întâmple în viața fiecăruia dintre noi, cu siguranță, va avea un rol încă important, extrem de important în în acest an și poate cine știe pentru întreaga viață. Mulți spun că 22-2022 este un portal. E adevărat, este un portal, pentru că numerele da, sunt într-un mod. Da, sunt în oglindă, cum s-ar spune, și e interesant că energia generală da? este spânzuratul. Eu nu spun acum că nu e posibil să se întâmple ceva undeva în lume, și de acolo să fim într-o situație așa de mic-mare blocaj, în care ar trebui să luăm o pauză să vedem lucrurile altfel. Anul 2022 este sub semnul îndrăgostiților și acum imaginați-vă că ar fi o arcană aici, o arcană aici. E mult, e intens, da? iarăși discutăm de dualitate, de dualitate și de faptul că iarăși munca în echipă ar putea să ajute mult în acest an, să știți, pentru cei mai mulți dintre voi, munca în echipă, colaborarea, faptul că dăm dovadă de iubire față de ceilalți, dar uitați că și aici e vorba de pomul cunoașterii cu șarpele, dar e vorba și de un copac așa mai roz, mai frumos, ceva normal, deci iarăși un echilibru între minte și suflet, un echilibru între două extreme. Acești mă rog, aceste două personaje sunt unite aici printr-un înger printr-o entitate da, care este îmbrăcată în roșu, care este o culoare a pasiunii, care este o culoare a primei chakre, deci tot ce ține de lucruri din acestea fizice, materiale de împământare. Ai da, un moment în care e bine să, mă rog, un an de fapt, în care e bine să nu trăim așa cu capul în nori, ci să încercăm să trăim cât de mult se poate în realitate, fizic vorbind, da? nu prin realitate virtuală, nu prin alte halucinații, imaginații sau, eu știu, în lumea aceasta spirituală, depinde de fiecare ce, ce potențial are. De asta spun că e un an extrem de intens pentru toată, toată lumea. Cam pe scurt, asta a fost analiza. V-am spus, e un moment de trecere pentru fiecare. Da, care, nu știu, pentru unii poate o să fie simțit acest an 2022 și mai ales această perioadă, mai ales această dată, dar repet ce spun acum e valabil pentru tot anul, dar este mult mai intens resimțit în data de 22. Acolo se produce o trecere, ca să spun așa. Și da, poate e o lună în care, sau o lună, un an, da, în care acum e cald, acum e rece, în general, să știți, și vremea o să fie foarte, foarte instabilă în acest an, adică să ne așteptăm la așa ceva. Eu am mai spus că o să fie multă apă și mult foc, nu vreau să comentez mai mult, nu, nici nu mă pricep foarte bine pe zona aceasta a vremii să vă spun acum de tot felul de lucruri. Dar ideea este că, repet, este un an și este un moment cu totul și cu totul special pentru noi toți, și din care eu simt că pentru omenire urmează o perioadă mult mai frumoasă. Pentru o parte dintre noi va fi o perioadă extrem de frumoasă și înfloritare, în schimb, din păcate, pentru alții nu o să fie. Și, repet, asta ține doar de noi. Fiecare om care uh, nu-și găsește echilibrul, care nu care merge doar spre extreme, da? din păcate nu o să fie foarte bine avantajat în acest an și în general de acum încolo, dar nimic nu e, nu e imposibil că nu e aparat acum dacă ești, se schimbă după data de 22, cu siguranță lucrurile uh, sunt mai uh, mai speciale, aș spune eu. Bun, dragilor și sper că v-ați gândit numărul 1, ametistul numărul 2 cristalul albastru și numărul 3 cristalul gri sau auriu. O să extrag câteva cărți de tarot și o să vă ofer câteva mesaje pentru voi. Pentru acest portal și în general pentru anul 2022. Deci citirile sunt valabile indiferent când vă uitați voi în anul 2022. Bine ați revenit, cei cu ametistul, cei cu acest cristal mov, vreau să vedem niște mesaje pentru voi. Mesaj este spunzuratul. Sper că ați ascultat ce am vorbit acolo în prima parte, chiar dacă am vorbit cam mult, nu mi-am propus, dar asta este viața. Am simțit să vă transmit aceste informații. Spunzuratul aici îl vorbește, mă rog, vorbește despre Prometeu. Despre cel care a luat focul și l-a dat oamenilor și pentru asta a primit o pedeapsă. Și a fost chinuit aici o perioadă de către acest vultur trimis de zeus pentru voi un moment în care poate e bine să învățați că trebuie să vă mai gândiți și la voi. Și vouă vi se schimbă foarte mult principiile de viață, vi se schimbă foarte mult modul de a vedea viața. Și dacă înțelegeți acest aspect, dacă încercați să luați totul ca un moment de pauză pentru voi, un moment în care puteți să reflectați mai mult la propria persoană, în care puteți să vă schimbați ușor imaginea asupra realității, cu siguranță nu o să mai fie simțită ca o povară. Următoarea carte este 10 de monede, și aici chiar putem să discutăm despre un apogeu pe care reușiți să-l atingeți, sau pentru voi e vorba de o schimbare a percepției când vine vorba de bani. Când vine vorba de familia voastră, de casa voastră, de un punct înalt, unii posibil chiar să vă gândiți serios să vă schimbați casa, să vă schimbați jobul, în special pentru cei de la numărul 1. Pentru că văd aici faptul că cineva. Uh, Cam profită de o poziție în care se află și este o persoană care face un abuz de putere și ca și cum voi nu prea aveți ce să faceți în toată această poveste da, De aici vine blocajul la voi și de asemenea vă văd foarte curioși pentru a încerca să găsiți o soluție, pentru a încerca să găsiți o rezolvare da, asta v-ar ajuta foarte mult, mai ales dacă sunteți și dispuși, dragilor, să acumulați acele informații și să le integrați în voi. Energia generală este regele de spade. Este un... Mă rog, discutăm despre un apogeu pe zona mentală. Este o persoană care își face foarte bine planurile, e foarte bun strateg, este o persoană care gândește lucrurile la un nivel înalt și care este cât se poate de obiectiv în anumite situații. Pentru o victorie pe care voi vreți să o aveți, e nevoie să vă faceți niște planuri, niște strategii în acest an. Poate chiar să vă informați foarte, foarte bine din punct de vedere birocratic sau să apelați la o persoană care are o cunoaștere înaltă din acest punct de vedere. Mai simt nevoia să mai extrag o carte și aveți diavolul. Da, e un an al tentațiilor și pentru voi, așa cum este pentru toată lumea. În schimb la voi aici este mai intens acest aspect și poate e bine să învățați să lăsați lucrurile de la sine. Acum, dacă e vorba de voi, și anume că încercați să vă controlați și partea pozitivă și partea negativă din voi, asta este foarte bine, pentru că v-am spus fiecare carte de tarot are și partea ei pozitivă și negativă. Iar în acest context Încercați să nu vă lăsați controlați de către ceilalți, pentru că anul 2022 iarăși vine la pachet cu faptul că emoțiile noastre uh, pot reprezenta. armă, ca să spun așa, adică sunt persoane care se pot folosi de faptul că suntem mult mai emoționali, mult mai sensibili, mult mai dornici de cunoaștere în acest an și atunci suntem tentați, gata, merg acolo, cunosc, aflu informația și de fapt ne trezim cu niște, cu o piatră înghițită, da? în loc de o prăjitură, ca să spun așa. Cei de la numărul 1 văd că ori în acest an, ori în preajma datei de 22 februarie, văd un drum, o schimbare, o mutare, faptul că sunteți pregătiți să lăsați anumite elemente în urmă, faptul că trecând prin aceste experiențe, înțelegeți multe lucruri și e ca și cum luați atitudine asupra vieții voastre, asupra situației în care vă aflați. Și asta este foarte, foarte bine. Bine ați revenit, dragii mei! cei care ați ales cristalul numărul 2, acel albastru, hai să vedem pentru voi niște mesaje din partea tarotului. Albastru este culoarea comunicării. Voi poate ar trebui să comunicați foarte mult. și de la numărul 1 trebuie să-și asculte intuiția. Voi să comunicați foarte mult. Este culoarea a gâtului, culoarea apei, culoarea cunoașterii. În primul rând, voi aveți aici un nou de cupe, o bucurie pe care o aveți, o mulțumire, o împlinire, dar de care e bine să nu exagerați. Repet, fiecare carte de tarot are și partea pozitivă și partea negativă și în acest an 2022 mai mult decât oricând, trebuie să înțelegem și acest aspect nou de cupe adevărat vorbește despre împlinire, despre mulțumire, dar poate vorbi și despre o persoană care este foarte bucuroasă, foarte împlinită. Arată celorlalți este o persoană care poate încearcă știu eu să fie ușor mândră, ca să spun așa, și atunci nu este ceva pozitiv, dar pentru unii, v-am spus, e vorba de o împlinire, de o mulțumire, de care e bine să vă bucurați, dar să nu exagerați. Unii poate vă căsătoriți în acest an, alții poate vă logodiți, găsiți pe cineva, aveți parte de o mulțumire foarte frumoasă din punct de vedere emoțional. Următoarea carte este șasele de băte, așa cum am spus. Pentru voi e bine să fiți atenți în acest an, pentru că veți avea parte de o victorie, de o mulțumire, e adevărat, totul rost, totul frumos, însă încercați să nu exagerați cu, o, cu a vă lăsa așa conduși de mrejele prea mari ale bucuriei, pentru că până la un punct bucuria, fericirea sunt ok, dacă exagerăm cu ele, deja ne pot duce într-o zonă negativă, să avem tendința să le spunem tuturor, să fim extrem de încântați, să ne lăudăm în egală măsură, dar nu o facem într-un sens negativ, ci pur și simplu e acel moment când ești foarte bucuros de ceva și simți nevoia să împărtășești cu toată lumea. Și să știți că unii nu sunt foarte bucuroși da, de de reușitele noastre, ca să spun așa. La voi, da, văd o reușită, lucrurile sunt frumoase, dar v-am spus și atenționarea unde ar fi bine să fiți ușor atenți. Următoarea carte pentru voi este Regele de Spade. Poate unii aveți de a face cu o persoană cu uniformă sau alții văd că o să încercați să vă faceți niște planuri foarte bine puse la punct, foarte strategice și unii e posibil să înțelegeți acest aspect să înțelegeți faptul că e bine să împărtășiți bucuriile cu persoanele apropiate vouă, dar să nu exagerați. Regele de spade este foarte înțelept, să știți, e adevărat, e un tip rece, e un tip mai detașat, e o persoană care vede lucrurile cât se poate de obiectiv și care ia decizii um, apropiate de dreptate, ca să spun așa. Dar în același timp își urmărește și propriul interes. Deci poate este un an în care unii dintre voi vă dezvoltați foarte mult latura aceasta intelectuală a voastră. Următoarea carte este Zecele de monede. Și pentru voi familia are un rol important în acest an, casa. Cine știe, poate v-am spus pentru unii, e vorba de viața voastră personală, de familia voastră, chiar dacă nu vă mai doriți voi o poveste de iubire. Dar aici lucrurile pot merge într-o zonă foarte frumoasă. Poate chiar discutăm despre o împlinire pe care o puteți avea din punct de vedere material. Să iarăși acest 5 de spade. care vă spune că e bine și voi să fiți atenți, să încercați să nu exagerați da, cu această bucurie, așa cum am spus, și să vă credeți invincibil și apoi să faceți ceva, că uneori cu toții avem tendința asta, este normal, suntem oameni, absolut toți avem aceste tendințe, nu ne dăm seama, pur și simplu suntem lăsați așa de mrejele bucuriei și fără să vrem călcăm pe cineva pe coadă sau facem ceva care nu este plăcut. În egală măsură aici e bine voi să fiți ușor atenți pentru că la un moment dat o să aveți parte de o persoană sau de o situație în care cineva o să facă o nedreptate, o să se folosească de o poziție în care se află și de asemenea pentru voi vă aș spune să aveți mare grijă la ce discuții stârniți în spațiul public, ce vorbe stârniți în jurul vostru. E adevărat, nu vă pasă vouă de ce spune lumea, dar aici posibil chiar e bine să fiți atenți. Iarăși, Fiți atenți și la vorbele care vi se toarnă în ureche în această perioadă, în acest an și încercați să vă folosiți intuiția, încercați să vedeți lucrurile de la un nivel superior. Încercați să vă informați foarte, foarte mult, nu luați totul de bun. Dacă vine și vă spune cineva că afară plouă, ieșiți afară, vedeți, uitați-vă bine pe cer, vedeți plouă, nu plouă, scoateți mâna pe geam, nu ascultați doar anumite vorbe. Um, pentru că aici la voi discutăm despre niște secrete, despre niște lucruri care vor fi foarte mult, a, a, mă rog, foarte mult înflorite, foarte mult expandate, lucruri mărunte care să știți că vă pot destabiliza, ca să spun așa. Pentru voi cam asta este lecția, da, să învățați să vă informați foarte mult asupra unor situații și să încercați să vedeți lucrurile altfel. da. Dragilor, foarte interesant și la voi. Mergem mai departe cu cei de la numărul 3, dar nu înainte de asta vreau să vă spun să ascultați partea de început. Pentru că eu am făcut-o cu mare drag și, repet, sunt informații foarte prețioase acolo pentru cei care au urechi să audă, bineînțeles. Bine ați revenit, dragii mei, cei de la numărul 3 care ați ales acest cristal. Hai să vedem. Probabil voi sunteți persoane mai. poate mai raționale sau persoane care vă respectați foarte mult, persoane care. nu știu, sunteți mai sensibile, mai dificil de mulțumit, cum s-ar spune. Sunteți persoane mai rafinate, ca să spun așa. Au sărit trei cărți și o să le iau în considerare. Patru de cupe diavolul 7 de monede. Voi aveți mare, mare atenție în acest an pe șansele care pot veni către voi și pe care le puteți pierde din din cauza faptului că aveți tendința să, să ascultați gura lumii. Ea încercat să mai stați voi puțin liniștiți, încercați să vă folosiți, să vă informați. Este un an în care vine să ne informăm, dar din mai multe surse. Dacă nu ne informăm, v-am spus, mulți vor profita de acest aspect. Mulți. Vor profita de seta noastră de cunoaștere, de dorința noastră, de emoțiile noastre. Și spun acest aspect pentru că la voi aici se vede foarte clar că despre asta este vorba. Încercați să renunțați aici la niște frici, la niște dependențe, la o situație toxică în care sunteți. Poate pentru voi mesajul ar fi să încercați să nu vă mai peste atât de mult de gura lumii, că o să vedeți atât de multe lucruri total ieșite din comun și ciudate în acest an, că eu v-am mai spus și în alte filmări. Tot ce înainte era la marginea societății, ca și ocupație, ca și stil de viață, ca și valori, da? Tot ce era la marginea societății era marginalizat, nu erau văzut într-un mod bun. Ei, acum sunt uh, în centrul uh, atenției, cum s-ar spune. Acum sunt în centrul societății și de asta e bine aici să încercați să fiți deschiși la noutățile care apar. Văd că sunteți aici pe gânduri în privința unei oferte pe care o primiți. Este o ofertă care ține de. zona voastră materială, parcă stați și așteptați, încercați să și acționați pentru, pentru cei de la numărul 3. Mai departe aveți un șase de spade și pentru voi văd un drum, o schimbare, o mutare pe care o faceți și poate chiar discutăm despre ceva cu totul și cu totul special. Poate vreți să plecați dintr-un loc în care lucrurile nu mai funcționează, în care stagnează, în care vi se scot la iveală tot felul de frici, tot felul de lucruri ciudate. Tot felul de situații care vă pun într-o zonă mai puțin plăcută. Mai aveți aici un doi de spade. O decizie pe care e, pe care e nevoie să o luați. Mai văd pentru voi. Și faptul că e bine să încercați să comunicați, să nu vă închideți foarte mult în voi sau dacă pur și simplu nu puteți să comunicați, simțiți nevoia doar să stați singuri, atunci încercați să vă ascultați și intuiția. Și așa cum am spus și în prima parte a filmării, să încercați să vă combinați aceste două elemente care țin de emoții și rațiune. Nu vă bazați doar pe una dintre ele, pentru că în acest an ne putem înșela mult mai mult decât am făcut-o alte deți. Uh, o siguranță mai mare văd aici pe care o simțiți și așa cum am spus, este un an da, și cu turnul în care voi trebuie să învățați să renunțați la lucruri materiale, să vă detașați de ele. Nu spun acum să lăsați casa în urmă, să plecați, să stați în munți, nu-i vorba despre asta. Discutăm aici despre faptul că e bine să încercați să înțelegeți că ne naștem singuri, murim singuri și tot ce dobândim pe parcursul vieții. Toate persoanele cu care nu intrăm în contact sunt doar tranzitori. Da, nu, nu rămân pentru totdeauna, cum s-ar spune. Bun, dragilor, aceasta este și citirea pentru cei de la numărul 3. Vă invit și pe voi să ascultați partea de început, pentru că este foarte important ce spun acolo. Dragilor, acestea au fost și cele trei citiri. Repet, ascultați partea de început, că este foarte important. Și ca și concluzie, da, că și repet aici. Este un an 2022 în care e bine să și probăm ceea ce auzim, e bine să și probăm fizic ceea ce învățăm teoretic. Și repet, e un an e un an în care e bine să înțelegem extremele, să le simțim cu adevărat. Să luăm decizii care să treacă atât prin filtrul rațiunii, cât și prin filtrul emoțiilor, și să găsim o soluție de mijloc. Pentru că altfel lucrurile pot evolua într-o direcție mai puțin plăcută. Poate aparent totul pare rost și pare frumos, dar de la anul din 2023, când vom fi puși în la un car pe care să-l conducem și în care, nu știu, e ca o provocare în care trebuie să cunoaștem foarte bine și partea pozitivă și partea negativă a lucrurilor. Iar dacă noi nu o cunoaștem și n-am învățat din teorie, da, în acest an, că vă spuneam eu în ghilimele vorbind că e un an în care învățăm teoria, învățăm binele și răul, odihna și munca, binele și practicăm, dar de la anul suntem puși la examen, suntem puși la condus, iar dacă n-am învățat până acum, vă dați seama că ne putem răsturna cu acel car, la conducerea căruia suntem puși. Bun, dragilor, aceasta a fost filmarea pentru 2022. Am spus lucrurile importante, o să mai vorbim pe parcursul anului. Eu vă mulțumesc din suflet pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți, să aveți un an 2022 binecuvântat, cu echilibru, cu pace, cu iubire, dar și cu o minte limpede.